foarte încântat să-l vedem însă acum pe Mirko Ivanovski, care centrează, în care lui Matache, ocazie, autogol! Autogol al lui Dragarski și CFR deschide scorul foarte rapid în minutul 4. Marius Mudică este împietrit, o centrare a lui Mirko Ivanovski care nu era foarte periculoasă, însă Matache și Dragarski nu s-au înțeles și din carambolul dintre cei doi mingea a intrat în poarta Concordiei Chiajna. Deschidere foarte rapidă de scor, CFR își anunță intențiile clare de victorie în această după-amiază la Chiajna. Atacase acolo poarta Guima, însă nu s-a întâlnit cu balonul și iată din Dragarski mingea intră în poartă. Un început de meci cum nu se putea mai bine pentru echipa lui Miriuță. Miriuță a reușit sezonul trecut să bată Chiajna, însă cu Ceahlăul, cu CFR, nu a reușit. A fost 1-1 la Cluj, în schimb cu Ceahlăul în turul campionatului.